Case spațioase, mașini de lux, salarii și venituri de sute de mii de lei. Asta găsim în declarațiile de avere și interese personale ale consilierilor municipiului Chișinău, ale căror mandate expiră în scurt timp. Noi am studiat documentele pentru anul trecut și le vom prezenta pe ale acelor aleși care trezesc un interes sporit. Astăzi vă arătăm ce avere au raportat consilierul partidului Șor, declarat în afara legii, Valeri Climenco, și consilierul PSRM, Alexander Odințov. Valeri Climenco este consilier din 2019. Atunci, potrivit declarației de avere, Climenco a înregistrat venituri de 882.189 de lei. Bunurile pe care le avea în proprietate erau evaluate la 1.921.067 de lei. Printre acestea, două terenuri agricole, două apartamente și două autoturisme. Climenco a mai declarat un cont bancar de 1.110 lei și o cotă parte de 2.754 de lei la fabrică de pâine și patiserie din Cahul. În ultimul an de mandat, veniturile lui Climenco au scăzut considerabil. Acesta a declarat doar 381.725 de lei. De la locul de muncă de bază, el a ridicat peste 82.000 de lei. O indemnizație de 165.000 de lei a primit de la Primăria Chișinău. De la CNAS, consilierul a primit o pensie de 103.800 de lei, iar soția acestuia o pensie de 30.000 de lei. Climenco nu și-a procurat și nici nu a înstrăinat vreun bun pe care îl are în proprietate. El în continuare are două terenuri evaluate la 40.000 de lei, un apartament de 65 de metri pătrați procurat în 1982 și evaluat potrivit declarației de avere la 21.751 de lei. Un alt apartament de 50 de metri pătrați cumpărat în 2006 costă 1.324.646 de lei. Climenco are în posesie două automobile, un Mercedes E300 din 2013, care costă 400.000 de lei, și un Hyundai Elantra, cu un preț de piață de 134.670 de lei. Iar socialistul Alexander Odințov și-a depus prima declarație de avere în 2020. Atunci Odințov a declarat un venit de 180.000 de lei, iar averea acestuia era evaluată la 406.786 de lei. Printre acestea, un apartament și un automobil. Potrivit declarației de avere depusă în 2022, veniturile lui Odințov s-au dublat și au ajuns la 409.623 de lei. De la locul de muncă de bază, el a ridicat un salariu de 120.243 de lei. Odințov a declarat și două indemnizații, una de la APA Canal Chișinău de 37.500 de lei și alta de la Consiliul Municipal Chișinău de 168.300 de lei. Soția acestuia a declarat pentru 2022 un salariu de 83.580 de lei. Averea consilierului a fost evaluată în 2022 la 980.584 de lei. Este vorba despre două apartamente. Unul are 82 de metri pătrați și a fost procurat în 2020 cu 683.795 de lei. Asta în timp ce veniturile pentru acel an au fost de doar 256.000 de lei. Odințov a declarat și un autoturism din 2013 procurat în 2022. Este vorba despre un Land Rover Freelander pe care l-ar fi luat în leasing și al cărui preț nu este indicat în declarația de avere. Pe paginile oficiale ale unor companii din Chișinău care se ocupă cu vânzarea automobilelor, această mașină costă în jur de 28.000 de euro. Tot în 2020, Odințov a contractat un credit de 700.000 de lei. Consilierul ne-a spus că automobilul indicat în declarația de avere nu îi aparține, ci a fost luat cu chirie pentru două luni. Cât despre apartamentul procurat în 2020, al cărui preț depășește cu mult venitul anual, consilierul ne-a sugerat următoarele. Uitați cum corect la declarația mea, să vedeți că am luat un împrumut de la persoană fizică. Adică cu împrumutul respectiv ați achitat și apartamentul. Da. Da. Și am participat la privatizarea apartamentului cu părinții mei. Acum părinții mei vreau să vând acest apartamentul. Când se vând apartamentul, eu să plătesc o parțială de la asta împrumut. Data viitoare vă vom arăta ce avere au raportat șeful grupului de consilieri PLDM, Ruslan Verbițchi, și consilierul PSRM, Alexandru Bondarenco.